O nouă tragedie într-un spital din capitală. Un medic în vârstă de 59 de ani de la Institutul C.C. Iliescu din București a fost găsit fără suflare în unitatea sanitară în cadrul căreia lucra. Deși colegii săi au aplicat imediat bărbatului manevrele de resuscitare, acesta nu a mai putut fi salvat. Anchetatorii prezenți la fața locului iau în calcul mai multe piste, inclusiv cea a sinuciderii, deoarece medicul ar fi lăsat un bilet. Trupul neînsuflețit al medicului a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru necropsie. În tot acest timp, autoritățile investigează cazul pentru a afla cu exactitate circunstanțele în care s-a produs evenimentul.